Hristos a înviat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tema din seara aceasta, pentru care am pregătit câteva gânduri, este, așa cum s-a spus, există viață după moarte? E o întrebare. Și aș vrea să încep spunându-vă că în fiecare săptămână, de câteva luni încoace, de prin ianuarie, mă întâlnesc cu două grupe de deținuți, așa cum aveți și voi scris prin caietele voastre. Una de la Aiud și una de la Târgu Mureș. La Aiud am avut, până săptămânile trecute, un deținut în grupa mea de studiu, care a încercat de câteva ori să se sinucidă și până la urmă n-a reușit, dar încă își propune să se sinucidă. Am încercat să-i spun de ce să nu facă lucrul ăsta. N-a fost de acord cu ceea ce i-am spus, n-a înțeles nimic, sau poate a înțeles și nu știu eu. Oricum, el a zis că e singura soluție pentru el și m-am rugat săptămânile trecute să transmit cuiva următorul bilet de adio. Am ales după lungi răbdări, spune el, și minciuni din partea tuturor, că se va face dreptate și nu s-a făcut deloc. Stau 14 ani, încerc să citesc cât se poate de coerent, stau 14 ani pentru un blestemat de viol pe care nu l-am făcut, dar mă crede cineva? Nimeni. Stau aici și lupt cu judecata pământească. Și nu rezolv nimic. Mai degrabă m-au găsit vinovat. Dar cu ce probe? Nu știu. La fel și DICOT Sibiu, Direcția pentru Crimă Organizată asta, m-au bătut 6 ore ca să recunosc acest viol, dar nu am făcut-o. 24 de ani trăiți degeaba, fără niciun scop, risipiți. Calea spânzurării este ceea ce eu cred că trebuia de mult să o fac. Afară, între ghinimele, nici nu mai am ce face. Și nici ce realiza. Așa că mai bine spânzurat. Pentru familie, corpul meu, aruncați-l unde vreți. Așa a dat un bilet de adio. Nu știu dacă ați văzut până astăzi unul. E o depresie profundă pe care trăiește o persoană în starea asta și practic orice argument ai încerca să-i aduci, el are răspunsul. Și în urmă cu 2 săptămâni îmi spunea, apropo de tema din seara noastră și mă întorc la ceea ce trebuie să spun eu, am studiat lucrurile și am constatat că nu există viață veșnică. Și de-aia nu mi-e frică să mor și de-aia pot să mă sinucid fără nicio problemă. Acum, dacă biletul ăsta a fost o poveste sau o glumă sau o încercare doar de a obține ceva, eu cred că e și o încercare de a obține ceva, dar dacă ar fost doar atât, nu vi l-aș fi citit. Din păcate, e un băiat care o și încerca de câteva ori și nu a reușit să-și ia viața. Întrebarea e, are dreptate sau nu are dreptate? Depresia asta pornește de la ceva real, chiar nu există niciun argument în favoarea vieții de după moarte, în favoarea faptului că ar fi, că există viață după moarte. Sau literalmente, greșește. Și omul acesta se înșală și, de fapt, viața veșnică există. Răspunsul nostru în seara asta, am zis eu, e un da hotărât. Există viață după moarte. E poziția pe care am să încerc să o argumentez. Sunt echipa pro, din păcate. Pentru unii, din fericire, pentru alții. Dar, de fapt, toți suntem în echipa pro. Și am să spun 2 lucruri în seara aceasta. Primul, este logic să crezi că există viață veșnică. Primul lucru care am să spun, am să încerc să-l argumentez. Și al doilea, Biblia este fundamentul credinței în viață veșnică. Și am să le iau pe rând. Primul lucru, este logic să crezi că există viață veșnică. De ce este logic să crezi că există viață veșnică? Și aș vrea să trecem la următorul slide care spune așa. În lumea noastră totul are un scop. Și aș vrea să țineți minte afirmația asta și aș vrea să o ținem minte, pentru că am să încerc să o argumentez, am să o amintesc și reamintesc. E foarte importantă în ecuația noastră. Totul are un scop. Am să vă dau câteva exemple. Aerul din atmosferă, banalități, da? Doar le punctăm. Aerul din atmosferă există pentru ca păsările să aibă unde zbura, iar păsările există ca să zboare în atmosferă. Apele din ocean există pentru viețuitoarele marinele. Acestea există ca să o populeze. Totul are un scop. Suprafața terestră există pentru plante și animale, iar acestea există ca să o locuiască. Totul are un scop. Albinele există ca să polinizeze florile, iar nectarul acestora există ca să le hrănească. Totul are un scop. Lumina există ca să producă procesul de fotosinteză, iar aceasta există pentru ca plantele să supraviețuiască și să se dezvolte. Totul are un scop. Sunt lucruri simple, lucruri banale, care ne demonstrează că fiecare realitate din lumea noastră, dacă stai să meditezi asupra ei, servește unui scop. Și acum întrebarea pentru voi, și chiar aș vrea să îmi răspundeți. Puteți demonstra că există ceva fără niciun scop? În lumea în care trăim, în universul în care trăim, ceva fără niciun scop. Există? Are cineva un exemplu? Până de mult un organ din corpul uman se spunea că nu are niciun scop. Și eu mă gândeam la exemplul ăsta. Știți care? La Unida. Se presupune că da, are și acolo un rost. Unul din organele corpului uman care se credea că nu are niciun rost e apendicele. De-aia se spunea că nici nu prea are nicio importanță. Când se scoate, ți-l lasă, tot aia e. Ei, după știința mea, care nu e foarte vastă în domeniul ăsta, dar așa, generalități, după știința mea s-a descoperit că nu e deloc așa. Că până și apendicele are un rol, produce el ceva pe acolo. Nu știu, Andrei, a fost să ne zici ceva în domeniul ăsta? Ce durere. Durere sigur produce, da? Și durerea e ceva. Durerea nu. Deci mă întorc. E un exemplu. Ceva ce s-a crezut că nu are niciun scop. Și până și ăsta are un scop. Revin la întrebare. Putem demonstra, hai să o luăm la modul general, că există ceva în lumea asta fără niciun scop? Nu. E foarte important. De ce? Pentru că am spus, e logic să crezi că există viață veșnică. Ei, haideți să mergem mai departe. Dacă totul are un scop, este logic să crezi că viața însăși are un scop. Înțelegeți? Deci e logic să crezi că viața însăși are un scop. Lumea de astăzi, de fapt, ce afirmă? Lumea de astăzi afirmă că totul are un scop. Și asta e varianta B, la ce povestesc eu, că există și o variantă B, important să punctăm. Nu stau mult la chestiunea asta de logică, dar numai le zicem pe scurt. Varianta B e un curent care în filozofie se numește nihilism. Nihilism vine de la un termen din limba latină, dacă nu greșesc, care înseamnă nimic. Și e un curent filozofic care ce spune? Totul se cufundă în nimic. Sau, de fapt, universul ăsta e un nonsens până la urmă. Existențial. Da? Bun. Nu spun că nu avem dreptul unii dintre noi să fim nihiliști. Și să spunem că nu există niciun scop, că tot a început dintr-un Big Bang. De fapt, Big Bang-ul e un concept și o teorie profund nihilistă. De ce? De fapt, ce înseamnă Big Bang? Înseamnă că materia cândva era concentrată și acum e în expansiune. La un moment dat se va opri din expansiune și iarăși se va concentra spre un punct focal al Universului, după care iară va exploda și se va întinde, iară se concentră, iară se întinde, iară... Dar ce e absurd în toată povestea asta? E că contracțiile astea sau replierile astea și expansiunile astea, cine le controlează? Sau de ce? De unde? Chiar dacă ar fi așa. Nu zicem că nu e așa, dar chiar dacă ar fi așa. În fine. Există și varianta să spui n-are niciun scop. Da. Viața n-are niciun scop. Universul n-are niciun scop. Nimic n-are niciun scop. Problema e următoarea. Problema e că dacă iei toate lucrurile în particular din lumea asta în care trăim, toate au un scop. Prin urmare, se naște o paradigmă sau se naște un tipar, nu? În care mă obligă să consider că, până la urmă, existența însăși are un scop. Nu? Problema e următoarea. Că în universul în care trăim noi, viața nu pare să aibă un scop. Planeta asta albastră, care e mișună de viață, sub diverse forme, și până la urmă forma cea mai evoluată, omul, n-are niciun scop. Corect? Și aici nu mă refer la faptul că existăm ca să fim mâncați de viermi, viermi există să fie mâncați de nu știu cine și așa. Eu nu mă refer la lanțul ăsta. Da? Ci mă refer la viață per total. Planeta asta albastră, mișună de viață, de ce? Ei, dacă ar fi un răspuns de genul ca pe nu știu ce altă planetă să se întâmple nu știu ce, pentru că vin niște extraterestri să ne mănânce, pentru că și așa mai departe, atunci da. Ar fi un scop. Dar până la urmă, întrebarea continuă. Și aia de ce există să ne mănânce? Și, mă rog, mergem în logica asta aristotelică, nu știu până unde. Până la Dumnezeu, până la urmă. Da? Revin. Prin faptul că viața n-are un scop aici, înseamnă că ea trebuie să aibă un scop în altă parte. Da? Și atunci, slide-ul 3, din punct de vedere creștin și din punctul meu de vedere, povestea noastră și a lumii noastre n-are sens fără întâlnirea cu El. Cu El cu E mare. Da? Cu El cu Creatorul. Practic, viața există ca să ce? Ca noi să ne întrebăm de unde îi viața. Ca noi să ne întrebăm de ce există viața. Iar noi, ființele umane, existăm ca să ne întâlnim cu El care a creat viața. Dar asta e o părere personală și asta e ceea ce noi promovăm prin creștinism. Deocamdată mă întorc la afirmația simplă de la început. Este logic să crezi că există viață după moarte. De ce? Pentru că totul are un scop. Întrebare. Viața mea, odată ce am ajuns la mormânt, nu mai are niciun scop? N-a avut niciun scop? Trebuie să aibă un scop și trebuie să fie ceva dincolo. A doua afirmație care am făcut-o la început și mergem spre afirmația asta. Biblia este fundamentul credinței în viața veșnică. Sau în viața de după moarte. Ei, deja aici lucrurile sunt un pic ciudate pentru unii, apropo de mesajul care l-a citit Gabi. Și ar părea să pară ciudată afirmația. Dar o să vedeți că de fapt nu e așa de ciudată. Se înscrie afirmația asta într-o logică foarte simplă. Am văzut că Dumnezeu ne vorbește prin faptul că totul are un scop. E primul lucru care am vrut să-l punctez în seara aceasta. Deci am văzut că Dumnezeu ne vorbește prin faptul că totul are un scop. Și vreau să citim două texte din Biblie. Un text din Romani și un text din Faptele Apostolilor. Textul din Romani spune așa. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care năduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți, nu oricum. Pavel spune, cu băgare în seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Da? Deci, primul lucru care l-am spus, Dumnezeu ne vorbește prin faptul că totul are un scop în lumea noastră. Și când mă uit la ceea ce El a creat, îmi dau seama că e un mesaj pentru mine. Al doilea text din Faptele Apostolilor spune cam același lucru. De fapt, aici Sfântul Apostol Pavel, în prima predică pe pământ european, ținută în Atena, zice așa. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Spune Sfântul Pavel în Atena. Deci în El avem viața, mișcarea și ființa. Și lucrul acesta e un mesaj din partea Lui spre noi. Care e mesajul? Mesajul e simplu. 1. Eu exist. 2. Există ceva dincolo de aparențe. 3. Tu ai un scop. Și 4. Vreau să ne întâlnim personal. Deci eu cred că ăsta e mesajul din spatele creației. Sau mesajul din spatele faptului că totul are un scop. De ce totul are un scop? Oare? Dumnezeu vrea să ne spună prin faptul ăsta că El există, că este ceva dincolo de aparențe, că noi avem un scop și că vrea să ne întâlnim personal. Vreau să vă dau un exemplu. Creație versus Voyager 1. În 1977, pe 5 septembrie, NASA a lansat un satelit, o sondă spațială, de fapt, specială, 722 de kilograme, în prezent încă în funcțiune, care se numește Voyager 1 și pe care o aveți acolo în imagine. A vizitat planetele Saturn și Jupiter, fiind prima sondă care a transmis imagini cu sateliții acestor planete. Sonda va ajunge în spațiul interstelar, scrie pe internet, în anul 2015, iar în anul 2020 se estimează că va înceta să transmită date datorită epuizării surse de energie de la bordul ei. Acum, ce e interesant, Voyager 1 are la bord și un disc de aur. Știi cineva ce e cu discul ăla? Zic. Păi, nu am înțeles că discul ăla a pus câteva fotografii, muzică și parcă înregistrări. Deci sunt niște imagini și sunete de pe Pământ, exact, ca să ce? Ca în caz că niște extraterestri ar găsi acel disc, ei să înțeleagă cine suntem, ce facem. Deci în cazul în care se întâlnește sonda cu civilizație extraterestră, ei se poată să știe ceva despre Pământ. Interesantă idee, nu? Ei, creația e un fel de Voyager. Da? E o logică. Deci totul e logic. Dar de ce e așa de logic? Pentru că Dumnezeu a vrut să fie un fel de sondă spațială. Dumnezeu a vrut să fie un mesaj transmis către noi. Felul în care a gândit totul cu un scop. Ca să ne determine să ne pună întrebări. Cine sunt? De unde vin și unde mă duc? Da? Deci toate astea au o logică. De ce? Pentru ca noi să știm că El există, pentru ca să știm că e ceva dincolo de aparențe, pentru ca să știm că avem un scop mai presus decât aparențele și pentru ca să înțelegem, și ăsta e lucrul cel mai important, că El vrea să ne întâlnim în mod personal. Nu? Că, fac o paranteză. O scurtă paranteză. Când îi spui unei fete, eu exist. De ce îi spui? Ca și băiat. Când îi spui ca fată unui băiat, nu? Eu exist. De ce îi spui? Pe Facebook. De ce? Așa pur și simplu, ca și chestie. Pentru că sunt interesat de o relație. Nu? Pentru că m-ar interesa să comunicăm. Da? Deci n-are logică. Deocamdată suntem pe tărâmul logicii. Nici n-am intrat în Biblie. N-are logică să spui, eu exist, fără să vrei o relație. Da? Ei, când Dumnezeu spune, eu exist, El spune asta pentru că vrea o relație. Pentru că El vrea să comunice cu noi. Da? Și atunci apare Biblia sau Sfânta Scriptură. Ca să fie lucrurile mai simple. Haideți să vă spun o poveste. Să presupunem, Doamne ferește, n-am lemn, dar bat în tablă. Să presupunem că avem nevoie de un transplant. Unul dintre noi. Pe site-ul unei clinici apare numele meu, acelui care am nevoie de transplant, în lista celor planificați pentru a beneficia de transplant luna viitoare. Luați-o asta ca revelația naturală. Luați-o asta ca și creație. Creația care îmi transmite un mesaj. Mă bucur, dar pentru că nu vreau ca așteptările să-mi fie înșelate, aștept o confirmare în scris. Peste o săptămână, la ușa mea vine un curier cu scrisoarea în care sunt invitat personal la clinică pentru teste preliminare. Asta ar fi revelația supranaturală. Deci nu mai ies numai pe un site, ci deja pe o hârtie care vine cu un curier. Dar mă întreb, oare să fie adevărat? E valabilă această scrisoare? Apoi mă uit la uniforma celui care mi-a dus scrisoarea, la ștampilele de pe formularele de confirmare și, în sfârșit, sunt convins că nu e o glumă. Cel care mi-a dus scrisoarea confirmă totul. Și aici ajungem la curierul care mi-a dus mesajul ăsta, care e Biblia și care e Fiul lui Dumnezeu. Și care a confirmat că mesajul e din partea Lui. Vom citi un pasaj din ceea ce Dumnezeu a vrut să ne spună, mesajul acesta personal, care se numește Biblie, cartea aceasta, un pasaj despre viața după moarte. Oare care să fie pasajul? Ce credeți? Unul dintre cele mai fascinante pasaje din Biblie despre viața de după moarte. Prostii de Iisus. Prostii de Iisus. Un text din Iad, o convorbire din Iad spre Rai și invers. Ah, păi bogat. Bogat. Luca, capitolul 16, versetul 19 la 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fârmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și ningeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinul, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi lupească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie așa de mare, așa încât cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce cineva din morți, la ei, cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Aș vrea să vă spun, așa cum scrie în caiet și încerc să mă grăbesc destul de târziu, că în textul acesta îs două categorii de dovezi ale existenței vieții după moarte. Și prima categorie de dovezi cerute din Iad sunt cele senzaționale. Dacă va merge cineva la ei din morți, vor crede. A doua categorie sunt dovezi aprobate din Rai și care sunt afirmațiile Bibliei. Dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă. Întrebarea ar fi, oare cum ar arăta astăzi o dovadă senzațională că există viață după moarte? Și probabil, o să repet pe scurt ce a spus voi, persoane care și-au revenit din moarte clinică. Ar fi o primă dovadă senzațională, nu? Spun pe scurt, cei de la Discovery au făcut un test într-o clinică undeva prin state unde aveau loc multe întoarceri de-astea din moarte clinică. Au vrut să vadă dacă fenomenul e real. Undeva pe o grindă sus, e o emisiune care am văzut-o personal la Discovery, au scris un mesaj pe o plăcuță. Nu se putea vedea decât din tavan. Deci dacă erai în tavan. Și numai 2-3 persoane știau de chestia asta. Presupunerea lor care a fost? Dacă cineva chiar se înalță până la tavan și vede medicii cum se mișcă pe acolo, o să vadă și placa aia și ce scrie pe ea. Ei, au fost câțiva care s-au întors din moarte clinică, sau cel puțin asta au spus, și au fost întrebați: ați văzut ceva special acolo? Ce credeți? Din păcate, nu. Niciunul nu a văzut plăcuță. Și întrebarea lui: a fost reală experiența? Sau, cum ai spus tu, a fost ceva imaginar? Nu știu. Acum, au fost câțiva la care au fost imaginar. Toate experiențele de moarte clinică sunt unul și același lucru. Nu există o experiență de moarte clinică autentică, cineva care s-a întors dincolo. Poate e mult să spunem asta. Dar e clar că sunt experimente care neagă argumentul ăsta. O altă dovadă senzațională ar fi fotografii cu sufletul când părăsește trupul. Și există persoane care se închinuie să facă chestia asta cu niște aparate super sofisticate și unii spun chiar că au obținut. Asta e un trup, ce vedeți acolo. Nu e o imagine cu sufletul, dar sunt persoane care spun că au surprins imagini de felul ăsta. Și acum, adevărul e că, într-adevăr, în momentul în care cineva moare, e ceva aparte pe chipul lui. Eu am trăit experiența asta, am văzut pe cineva murind. E o experiență marcantă. Probabil se întâmplă ceva în momentul ăla. Da? Ar fi o dovadă senzațională să avem așa ceva. Dar nu știu dacă toate dovezile de tipul ăsta sunt credibile. În al treilea rând, poate dovezi ale existenței unei alte realități puse în evidență cu ajutorul unui aparat. Nu cu seismograful ăla, dar poate cu un telescop Hubble, cu nu știu ce alte aparate, așa cum vedem găuri negre pe nu știu unde în univers, să vedem că există viață după moarte. Nu știu cum. Ar fi ceva senzațional. Ar fi. În al patrulea rând, persoane care comunică cu cei de dincolo. Asta e un pic o glumă, dar nu e pentru toată lumea o glumă. Sunt unii care chiar cred în mediumul, în persoane care comunică cu cei de dincolo. Și avem un text în 1 Samuel, care nu mai stau să-l citesc, cu cineva care îl cheamă pe Samuel de dincolo, nu? Și o ființă de dincolo comunică cu cei de aici. E real? Și în cincilea rând, oameni care s-au întors de dincolo altfel decât din moarte clinică. Vorbim despre criogenie. O experiență foarte interesantă. Te îngheață la 260 ceva de grade minus, mi se pare. Nu? Și apoi să-ți revii din starea asta. Nu știu dacă îți mai revii. Mă rog. Dar să presupunem că îți revii. Există povești despre oameni care și-ar fi revenit. Nu? Nu din criogenie, dar din alte experiențe de genul ăsta. Și povestesc că nu știu ce s-a întâmplat pe acolo. Prin urmare, dovezi senzaționale. Persoane care și-au revenit din moarte clinică, fotografii cu sufletul când părăsește trupul, aparate care să pună în evidență viața veșnică, persoane care comunică cu cei de dincolo, sau oameni care s-au întors de dincolo altfel decât prin moarte clinică. Oare de ce? De foarte multe ori o dovadă senzațională nu va fi suficient de veridică. Oare de ce? Pentru că întotdeauna ne vom îndoi. Întotdeauna ne vom îndoi. Oare chiar există o experiență de care să nu te mai îndoiești? Nu cred. Nu cred. Deci eu personal nu cred. Eu cred că îndoiala poți să o pui alături de absolut orice experiență. Orice poți să te îndoiești că a fost real. De aceea dovezile aprobate din Rai n-au fost senzaționale. Din nefericire pentru noi. Dar poate din fericire, de fapt. Unii am zice din nefericire. Rațiunea e credința mea personală. Nu te poate duce decât cel mult până la granița credinței. Rațiunea întotdeauna te va determina să te îndoiești. Întotdeauna va fi o întrebare. Dar oare, dacă n-am înțeles bine? Dar oare dacă ceva n-am prins eu și undeva am fost înșelat? De aceea Dumnezeu, vedeți, în Evanghelia asta spune nu. Doamne, trimite pe cineva înviat din morți. Și Părintele Avram, nimeni altul decât Dumnezeu, spune nu. Nu vor crede. Nu vor crede. Putem să-L contrazicem pe Dumnezeu. Putem să-L contrazicem. Putem să spunem, Doamne, n-ai dreptate. Dă-ne unul de ăsta înviat că o să crede. Dar Dumnezeu spune, nu vor crede. Și ascultați-mă, Dumnezeu are dreptate. Nu există dovadă senzațională pe care oamenii să o creadă fără rezerve. Nu există. Și nu va exista. Pentru că întotdeauna va fi semnul de întrebare. De atunci, de aceea rămâne o singură soluție. Rațiunea care se ducă până la granița credinței. Ce înseamnă rațiune? Toată chestia asta cu logica. Da? E ceva logic în toată povestea asta. Tot ce am povestit noi în seara asta. E ceva logic. Da? Ei, asta mă duce până la granița credinței. Și apoi, credința în afirmațiile Bibliei rămâne singurul mijloc spre experiența vieții veșnice prin întâlnirea cu Dumnezeu. Și am aici un verset din Biblie, ultimul care îl citesc în seara asta. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Să te cunoască, spune Ioan. Cred că la asta vă gândeați, nu? Daniel. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Probabil că e o chestie interesantă să știi ceva despre domnișoara nu știu care sau despre băiatul nu știu care. Dar cred că experiența suplimă e să te întâlnești cu persoana respectivă, nu? Cred că experiența suplimă este să te căsătorești cu persoana respectivă. Cred că experiența suplimă este să trăiești cu persoana respectivă. De aceea, Dumnezeu spune, de fapt, Apostol Ioan, Mântuitorul citează pe Mântuitorul. Viața veșnică este să te cunoască. Viața veșnică nu constă într-o serie de argumentări. Da? 1 + 1 face 2. Niciodată. Ci viața veșnică constă într-o cunoaștere a celui care o are, a lui Dumnezeu. Prin urmare, în seara asta am încercat să spun două lucruri. E logic să crezi că există viață veșnică și până aici mă poate duce rațiunea. Până spre afirmația asta. E simplu. E simplu. Și chiar aș vrea să ziceți că nu e logic. Sau chiar aș vrea să vedem de ce n-ar fi logic. Nu mai avem timp. Dar poate altă dată discutăm de ce n-ar fi logic să crezi. Pentru mine e foarte logic. E foarte logic să crezi că există. Dar de acolo încolo, Biblia e fundamentul credinței în viață veșnică. Eu nu cred că poate să existe ecuația aia, da? Care să mă ducă înspre fotografia cu sufletul. Înspre, nu știu ce altceva, senzațional. Dumnezeu a spus, nu vor crede. Niciunul nu o să crede. Dovada aia senzațională. În schimb, ce vom crede va fi experiența noastră personală cu Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică, Doamne, te chem în viața mea, te invit în viața mea. Sigur, întrebarea e, nu e o dovadă subiectivă asta, nu e ceva în imaginația ta. Dacă rațiunea mă duce până acolo, de acolo încolo, eu zic că nu rămâne decât să mizez pe credință 100%. Da. Sau câștig tot, sau pierd tot. Totul merge în funcție de credința mea. Cred sau nu cred. Ok? Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, e logic să crezi. A fost ceea ce am încercat să spun în seara asta. Și doi, Biblia e fundamentul credinței. Adevăratul fundament al credinței în viața veșnică. Amin.